V-a întristat justiția. Încă n-au scos sentință, nu știți ce au decis. Nu știu, că mi-a zis că să aștept în pronunțare. Am rugat doamna președintă să îi se ridice, să am și o protecție pentru mine, că sunt singură de 9 ani. Soțul mi-e decedat și pentru copii. Că vine un individ care bate în geam, le sperie. Păi protecție de la cine? Cine v-a agresat? Cine v-a amenințat? Vine în casă cu un individ, că e concubin, că... Fiica dumneavoastră. Fiica mea. Uh-huh. Și soțul ei e foarte cu minte, deci ea bătea. Ea i-a făcut. Cel de care a divorțat. Și, da, uh-huh. Și-au divorțat. Și acum are alți bărbați și ei sunt periculoși pentru dumneavoastră. Da. Și ați cerut protecție de ea sau de ei? De protecție pentru ca să fiu apărat. Adică să nu intre ea în casă la dumneavoastră sau să nu vină... Da, să fiu protejată. Uh-huh. Dar ați fost doar amenințată sau chiar agresată? Nu a intrat peste mine, dar nu suport că nu-l cunosc, este în București și... E problema copiilor, că e minor. E fata de 16 ani și... Fata, și cealaltă fată de 9 ani. Și i-am oferit o casă și acum ultima muncește, nu vorbește cu mine de 3 luni, de când s-a... Deci vreți să nu vină nici fata, nici nepoții la dumneavoastră? Nu, nepoții sunt. Nepoții, doamne, i-am crescut de mici. Nepoții să vină. Problema e să ridice interdicția, să poată să vină și el, că el are interdicție. Fostul soț, tatăl copiilor, da? Tatăl copiilor are interdicție. E complicat. Și să vină, dacă îi se ridică interdicția, poate să vină în casă. Că, și dacă a divorțat, că până la urmă e casa mea. Eu i-am făcut pentru dărâmarea actului, donație. Eu am greșit că i-am făcut o donație după moartea mea, dar vedeți? Cui? Păi fete? I-am făcut și ei și mai am o fată. La amândouă. Și sunt și eu, că trăiesc deocamdată. Chiar dacă nu făceați act, oricum lor, oricum lor le revenea. Chiar dacă nu lăsați testament. Da, după moartea lui taică s-o părticică, dar pe terenul este tot al meu, moștenire de la a cincea generație. Înțeles, am înțeles. Da, e de la străbunici. Și aici din Buftea sau? Nu, e din Grădiștea, de Ilfov. Grădiștea de Ilfov. Și pământul tot îmi aparține mie, dar cu cealaltă n-am probleme. Eu numai pe ea vreau să-i stric donația. Copiii n-am nimic, apoi i-am crescut de mici. Și sunt nepoții dumneavoastră, da. Dar sunt fete, și mi-e frică. Să vină noaptea să doarmă acolo acel individ, nu e normal, sau și ziua, că copiii să sperie, asta e frică, și dorește de taică-su, plânge, să întâlnească pe stradă, să vorbească, de ce păi să vadă cu taică-su sau voie, dar să trăiască împreună nu pot, pentru că mama a divorțat are, de el. Are interdicție de 300 de metri. Mama a cerut așa, nu? Da, ea a cerut, pentru că probabil avea pe concubinul ăsta de... Sau poate a fost el agresiv sau cumva, poate nu? El, da, și el n-are să vină, n-are nimic, e un bețiv, cel care vine. Actualul e bețiv, celălalt nu bea. Nu, ălalaltul n-am avut probleme cu el, eu. Că să mai certau, să certau, dar problema el nu făcea scandal, nu spărgea martorul ei. Păi dacă se certau, cum nu făcea scandal? Martorul ei, care l-a avut astăzi prezent, a declarat că a spart uși, că a spart geamul, că nu știu ce. Deci nu am mărturie mincinoasă. Deci, nu e adevărat. Nu e adevărat chestia asta. Iar copiii nu i-a atins, nu i-a bătut niciodată el. Nu i-a bătut. Am avut pe cea mare... Pentru mărturie mincinoasă, acela poartă răspundere penală, se poate păi, de tot plângere. Păi da, tocmai de asta am vrut să mă plâng la doamna președintă, să-i spun că martorul a depus mărturie mincinoasă, martorul ei. Președinte Ioana, de instanță? Numele de familie, cum îi zice. Președinte de instanță ați vrut să vă plângeți? Nu, trebuie, cred că, să vă plângeți la parchet sau la poliție. Păi n-ați avut făcut, avocat, nu v-a apărat? Am sesizat la poliție. Acum sunt în judecată cu ea pentru ordinul de restricție, da. De restricție, ca să îi stric actul de donație. Și mai durează. De asta i-am cerut, dacă vrea să îi ridice interdicția, pentru că i-a băgat și divorț de ea. Și... Da, ea nu. Așa zice că nu mai vrea. Acum că o să o mai împăca, el dorește să-l împace. Măcar să-i se ridice interdicția, să pot să-l primesc eu, că sunt în același acoperiș, ușă de ușă sunt. Încercați să-i împăcați după ce au divorțat? Nu, poate Dumnezeu lucrează. Măcar copiii să-l vadă. Păi copiii, nu, dar copiii rămân cu el.
dorește. Așa a decis instanța? Așa zice, da, eu știu, acum ce a ales, nu complicat, știu. Complicat, da. Nu știu ce a ales. Vreți să vă prezentați sau rămâneți problema, așa? Problema e că există un Dumnezeu și le rânduiește Dumnezeu. Cine crede? Eu nu cred în Dumnezeu. Dacă dați-mi un număr de telefon, ca să ne uităm, poate mai avem... Vă dau, sau pe YouTube, sau pe Curaj TV. Nu.